Corina Crețu vine cu declarații tranșante la adresa Guvernului României. Comisarul European atrage atenția într-o conferință la Bruxelles asupra lipsei de proiecte prin care se fie atrase fonduri europene pentru infrastructura din țara noastră. Avem nevoie de proiecte noi, mature. Nu înțeleg această tensiune care s-a creat între mine și guvern, spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură. Nu avem proiecte. Vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o fac. Corina Crețu a mintit și de faptul că au fost foarte multe proiecte din vechiul exercițiu financiar care au primit totuși finanțare europeană. Am fazat foarte multe proiecte în valoare de 3 miliarde de, de, euro, practic am degrevat bugetul național de 3 miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduți. Am ajuns la o rată de absorție pentru perioada 2007-2013 de peste 90%, în condițiile în care în 2014 am preluat-o de la sub 50%. Comisarul European a mai afirmat că face eforturi supraomenești să evite dezangajările de fonduri și că în acest an România a avut un risc de pierdere de 800 de milioane de euro din fonduri europene.